bom jucător și la coadă frumos civilizat ca în Occident. Și spuneți, vă mulțumesc, ați fost drăguți, vă iubim, vă așteptăm acasă, uite, veniți aici. No, thank you very much. Da. Ok. Sunt Cristian Cazacu și ceea ce am făcut în seara aceasta este gestul meu și al băiețelului meu de a crede că se poate ceva, de a se schimba ceva înspre bine. Și credem, avem credință, putem, de aia suntem aici. Și mulțumim diasporei. Faceți în continuare ce ați făcut. Da? Mersi. Dar scurt, scurt, vă rog. Vreau și eu să vorbesc. Vă mulțumim și vă iubim, dragilor. Și haideți să facem împreună, putem, vă iubim, dragilor. Și pe voi, studenți, care ați stat să insistați. Haideți să venim, uite, de ce poate. Jos comunist! Jos comunist! Bravo, felicitări! Sunteți ai noștri, vă iubim și să fiți în 16 acolo! Hai, următorul! La coadă! Pentru românii care sunteți afară, în afara țărilor, în afara granilor, vă rog frumos să vă gândiți de două ori înainte să faceți ceva. Să vă gândiți că asta este grădina Edenului. Asta este țara. Omule, nu mă întrerupe! Am zis 5 secunde! Ce mai e în spatele meu? Mai e cineva? Nu mai e nimeni. Asta este grădina Edenului și este încălcată grav, foarte grav. Și nu doar de politicieni, ci de oamenii care sunt afară, în țările în care voi locuiți. Creziți-vă, vă rog frumos, după voturile astea o să ne ia ăla de jos cu coarne, pentru că vin toate corporațiile peste noi. Creziți-vă! Un apel disperat către Oltenia și Moldova. Frați români, nu vă lăsați păcăliți de propaganda socialistă. Nu vă lăsați păcăliți de Ion Iliescu, securitatea, comuniștii care ne-au omorât în 1989. Frați olteni și moldoveni, nu mai votați PSD-ul Ciuma Roșie Rusofonă. Ăștia ne-au îngropat în ultimii 25 de ani. PSD-ul Ponta, promit luna de pe cer. PSD-ul Ponta este un grup infracțional. Promit luna de pe cer și nu au făcut nimic în ultimii 2 ani jumate. Votați! Vă rog 5 secunde. Claus Iohannis, 16 noiembrie. Facem 3 ore. Între de voi vă așteptăm în 16 să schimbăm țara asta și voi sunteți parte din România. Nu vă descurajați și mergeți să votați și într-un al doilea pentru că se poate. Pentru toți ai mei din diaspora și care au acces la internet, le propun așa: www.statulromania.wordpress.com și o să găsiți plângere penală împotriva statului român făcut de statul România. Adios! Haideți, haideți! Cine mai dorește? Cine mai dorește? Hai, spuneți-mi! Eu le mulțumesc și eu le mulțumesc. Hai. Încă o dată am fost. Spune. Noi tinerii vrem un președinte care să ne ofere mai multe opinii, mai multe oportunități și un președinte care să facă ceva în țara asta, nu care cel care a fost în urmă și să-și bată joc de noi, să nu ofere nimic și să ne ducă țara în jos mai sus până acum. Hai, Steo! Hai, Steo! Vă rog să ieșiți la vot, acum este șansa noastră. Haideți, tinerii, vorbiți! Am un mesaj, durează un pic mai mult de 5 secunde. 10! Vreau să-i spun domnului Ponta, dumnealui și el are copii și nepoți și familie. Dacă toți românii vor pleca din cauza pentru că ne este greu și nu mai putem, pentru că se întâmplă ceea ce se întâmplă, când sunt locuri de muncă și nu pot să lucrez pentru că se lucrează, atunci el ce va face când vor pleca toți? Va merge el să lucreze pentru cine? Pentru el? Oare? Corect, bună întrebare. Aici a fost vărsat sânge pentru ca noi să avem dreptul să votăm. Haideți să ne unim cu toții, România, să fim uniți și să mergem la vot. Doveni și frați olteni, votați cu capul, nu cu stomacul, votați libertatea. Bine. Stimați români, votați cu cap, vorba cu doamna, nu cu stomacul. Frații noștri,
prietenii noștri, colegii noștri au plecat acolo pentru o viață mai bună pentru ei, pentru cei de acasă. Pe 2 noiembrie au vrut să se simtă aproape de România și de români și n-au fost lăsați. Respect pentru ei. Bine, bravo! Ajutați-ne să facem din țara asta o mai tare. Vă așteptăm! Vă așteptăm! Vă așteptăm! Jos Ponta! Jos guvernul ăsta mincinos! Nu, aici e societatea civilă. Jos guvernul mincinos! Jos Corlățean! Studenții sunt cu voi! 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 Jos guvernul Ponta! 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 Adică copii vă zic sincer de ce am venit eu la coadă? Pentru că am văzut azi când Vadim a ieșit și îl susține pe Ponta cu mesajul amnistie, grațiere pentru corupți și pentru hoți. Deci, votez cu Ponta, ieși cu hoții, votez cu ălălaltul Iohannis, probabil că nu ești cu hoții și sunt convins că nu-i va elibera. Dar Ponta e clar, asta e direcția. Asta vrem, asta primim. Dar nu se mai ascunde Ponta de ce vrea să facă. Anunță pentru sâmbătă. Asta înseamnă umilință, degradare. Pentru frații noștri, pentru românii noștri care au plecat din țară, au părăsit țara și au lăsat familiile și copiii aici în țară și s-au dus pe alte cărări ca să-și câștige pâinea. Credeți că ei au plecat de bine de aici, din această țară? S-au dus acolo, știți de ce? Au ajuns să spele babe la cur. Asta au ajuns românii noștri, diaspora noastră. Pentru ce trebuie să lăsăm acolo? Să vină ei înapoi? Și comuniștii să se ducă la culeci de căpșune și la șterși babe la cur. Toate piețele Europei, românii trebuie să iasă afară. De 25 de ani de zile, răbdăm, au ajuns să umilească până și românii care au plecat. 3,5 milioane de români au plecat dincolo. Au uitat de țară, de tot, pentru că ei nu au de ce trăi, nu au de ce hrăni familiile. Nu de ce și hrăni copiii, i-au lăsat aici în țară, au fost furtat. Vedeți și dumneavoastră la televizor ce se întâmplă cu acești copii, ce se întâmplă cu bătrânii, ce se întâmplă cu mamele, ce se întâmplă cu tații. Cine face treaba asta? Ciurma roșie! Ăștia sunt ciurma roșie! Jos comuniștii! 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 Tăricianu! Călifile de neveste! Dan Diaconescu! S-au transformat în proxeneți politici. S-au vândut și au ieșit și au pus alegătorii să iasă pe centura Bucureștiului să producă. Ăștia sunt VC Tudor. De unde provine VC Tudor? Vechiul cântăreț al lui Nicolae Ceaușescu. Ăsta este VC Tudor. Tăricianu. Păi Tăricianu este om. Păi el este liberal. Cum poate el să se numească liberal? Când el s-a vândut comuniștilor. Pentru ce? Pentru ce? Rușine, Tăricianu! Rușine! Rușine tuturor! Pentru cinci neveste! Astăzi, să vă mai spun, astăzi au fost chemați la DNA aici în Timișoara, respect între ghilimele, Popoviciu, Ostaficiuc, Sămărtinean, au fost chemați să dea cu subsemnatul. Cel din Bistrița, cum îl cheamă deputatul ăla cu broscoiul, cum îl cheamă? Astăzi a ieșit să ne spună că ei muncesc, păi ei ce muncesc ei? Pentru că ei au scos banii care i-au furat 10 ani de zile. Asta au făcut PDL-ul. Da. I-a rugat,
au fost rugați să iasă afară, să stea în spate. Trebuie să facem curățenie. Asta este realitatea. Nu numai într-un partid, în toate partidele. Numai excroci, bandiți, lichele, securiști, comuniști, tot ce vreți. Ăștia trebuie să plece și Timișoara trebuie să aibă un cuvânt de spus în acest sens. Fruncea țării! Nu e vorba de fruncea țării! Să instituie un tribunal penal pentru... Nu vedeți ce se întâmplă în Basarabia? Tribunal penal pentru... Ce se întâmplă în Basarabia? Au votat cu roșii! Păi așa vor ei să intre Uniunea Europeană, cu vize puse la Kremlin? Tribunalul de la Haga să-și facă datoria! Asta vor să-i spun lor. O să facă în așa fel încât să cadă softul și nu se mai poată să-și ia românii formularele online. Asta se va întâmpla. Asta se poate întâmpla, dar hai să nu cobim. Hai să sperăm că vor reuși să voteze. Sâmbătă, ora 18. Timișorenii sunt așteptați aici în Piața Operei. Anunțați-vă prietenii, colegii de servici, neamurile, rudele. Trebuie să demolăm guvernul mafiot. Trebuie să demolăm acest guvern penal. Trebuie să ne scăpăm după 25 de ani de ciuma roșie. De Ion Iliescu, PSD. Cine e bun? Cine e bun?